Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea și Moș Nicolae să fie super generos cu voi în seara asta. Dragilor, haideți să vă zic ceva pozitiv, extrem de pozitiv. Vreau să-mi salut asistenta pe Diana, că ea m-a sfătuit să încerc să fiu mai pozitiv, mai optimist. Iar eu i-am explicat că sunt foarte optimist de felul meu, însă sunt și realist în același timp. Bitcoin este 17.346. Wow! Deci lucrul ăsta este extrem de pozitiv. Avem, dacă ne uităm pe o oră, pe două ore, pe patru ore, multiple lumânări, candles, verzi. Și cam aici se termină optimismul meu în prima fază, pentru că dacă mă duc pe 4 ore, pot să vă zic, ok, avem 200 moving average la 17.709. Nu știu dacă îl atinge, e posibil să-l atingă, e posibil să încerce, dar e foarte probabil să-l respingă de acolo. Dacă mă uit pe daily și o să vă arăt imediat candles, la fel, la 17.600 este 20 moving average, nu știu cu ce forța naturii putem rupe acolo. Am rupt puțin structura plictisitoare în care ne aflam în ultimele multe zile, dar asta nu înseamnă ceva, wow, fabulos. Și vreau să vă zic ceva, ca și în titlu. Este posibil ca anumite proiecte să fie în propriul bull market în timpul unui bear market? Da, este foarte posibil și o să vă arăt. Foarte multă lume așteaptă 2024-2023 ca să fim cu adevărat în bull market. Uitând un aspect, nimeni nu a garantat, nimeni nu a semnat, nimeni nu a alocat buget, să zic, trezoreria americană a zis, bă, hai mai printăm noi 200 de trilioane de dolari atunci ca să fie bull market în forță. Deci nimeni nu garantează, sunt doar presupuneri că bull marketul va fi în 2024-2025. 10x, 50x, 100x, iarăși sunt presupuneri. Da? Sunt proiecte care pot rămâne în stadiul în care se află acum, forever, pentru că acel bull market presupune că oamenii să-și dorească să cumpere asset-uri care acum sunt minus 90%, să le cumpere la 5x. Paradoxul umanității este că vor fi foarte mulți oameni care vor cumpăra ceea ce acum este foarte ieftin la 5x, crezând că o să se facă 20x. Cam așa funcționează piețele cripto. Bun, haideți să vorbim despre Bitcoin și despre proiecte aflate în bull market în timpul acestui bear market. Începem cu situația Bitcoin actuală. Da? Pe daily, stochastic RSI foarte sus, asta ne indică o probabilitate foarte mare ca în curând să schimbăm direcția de mers. Rezistență majoră aici, 17.537 este 20 moving average. Aproape că a atins-o, pe 4 ore dacă nu ce suntem sus, avem acest 200 moving average pe 4 ore la 17.488, e aceeași zonă cu ăsta. Pe weekly, în schimb, pe weekly se pare că vom schimba direcția, destul de abrupt, dar așa se pare. Ce înseamnă asta? Că avem o probabilitate, din punctul meu de vedere, ca această corecție care urmează pe daily să fie în zona asta aici, până la 16.100 și până la un 15.500. Sunt probabilități, asta este părerea mea, lucrurile astea se pot întâmpla, da? Dar astăzi, dacă ne uităm, pe 4 ore suntem sus, pe o oră suntem sus și începem să o luăm în jos. Așa că sunt șanse destul de măricele să revenim din nou la 17.100, dacă nu ține să retestăm 16.900. Pe azi. Dacă se întâmplă ceva major, news-uri, nu am idee dacă azi urmează ceva major, atunci aici e zona adevărată de suport la 16.700. Bun. Și spuneam despre proiecte care sunt în bull market în clipa de față. Și haideți să mergem pe daily list și haideți să ne uităm, de exemplu, la BNB. Nu știu dacă sunteți familiarizați, haideți să ascundem indicatorii. Bun, să lăsăm chat-ul așa curat.
Da? Suntem pe daily, în clipa de față, pe BNB. Și am să vă spun în felul următor. Ca un proiect să fie considerat că este în bull market, trebuie să îndeplinească o condiție. De fapt, sunt mai multe viziuni asupra ceea ce înseamnă bull market. De exemplu, am văzut o teorie care spune dacă un proiect are două căderi consecutive de 20% fiecare, după care are o creștere de 20%, este în bull market. Da? Haideți să ne uităm un pic la BNB. Da? De aici din vârf, o cădere de 37%, o cădere de 50%. Da? Dacă o duc până aici, o cădere de 63%. Hai să le măsurăm pe astea aici. Ca să avem diferite variante. 23%, da? 36%, 37%, da? După care, creștere de 35%, încă o dată aici. Creștere de 74%, încă o dată aici. Creștere de 50%, da? O altă teorie spune că trebuie să ai o creștere de peste 20% timp de 2 luni. Haideți să măsurăm de aici. Din iunie până aici sunt 60 de zile, da? Acum se pare că suntem într-un nou ciclu, pentru că avem această creștere. Dacă măsurăm week-ul, e 49%, da? Deci, creșteri care la bursă sunt astronomice, da? În piața cripto se întâmplă frecvent, da? Hai să schimb lista. Sau hai să vă arăt Ethereum. Deci priviți Ethereum. Aici este finalul de bull market, da? Vine o cădere agresivă de 55%, după care urmează o creștere de 64% în 77 de zile în bear market. Deci problema este, din punctul meu de vedere, a percepției și a modului în care oamenii înțeleg bull market și bear market. Da? Pentru că atunci când tu ai o creștere de 60, 70, 80%, ăla este bull market. Google, Tesla, Apple, haideți să vă arăt la lumea reală. Da? Ne ducem înapoi pe public list și hai să ne ducem pe Amazon, de exemplu. Da? Pe daily. Ia priviți aici. O cădere de 39%. O creștere de 41%. O scădere de 39%. Da? Haideți să ne ducem pe dolar. Da? Hai să vedem dolar. Că aici lucrurile sunt altfel. Da? Aici vorbim din februarie. Ianuarie, anul ăsta. Dolarul a avut o creștere de 20% într-un an de zile cu scăderi, creșteri, scăderi, creșteri, scăderi, creșteri, da? Deci ăsta este un bull market. Dolarul a fost în bull market în 2022. Iar acum vine o corecție, da? Și acum dolarul este în bear market pentru că are o cădere mai mare, de fapt nu e în bear market. Are o cădere de 9% în 69 de zile. Și ieri mă gândeam la o treabă. Hai să ne uităm și la Google, să-l vedem pe Google. Da? Că ne-am uitat. Asta e Alphabetul, compania mamă. Hai să vedem ce au făcut ăștia anul ăsta. Păi Google a fost într-un vârf de piață, dați așa, aici. În noiembrie anul trecut, la fel ca Bitcoin. Și ce s-a întâmplat? Păi a avut o cădere de 44%. Google, comparativ cu Bitcoin, este un monstru, da? E un monstru. Ia hai să vedem. Google Stock Market Cap. Market Cap. 1,3 trilioane, da? Cât a fost Bitcoinul cândva când era el monstru, da? Deci, dacă vi se pare că industria cripto este nesigură, anul ăsta nu am auzit de mari falimente ale companiilor bursiere, nu am auzit de drame. Așa că sunt variante, v-am arătat. Amazonul,
cădere uriașă, creștere, bull market, bear market, la fel, vedem alfabetul, Google-ul. O să fac cel puțin o dată pe săptămână, am să vreau să fac câte un episod în care compar trei stocuri majore cu Bitcoin, Ethereum și cu Polkadot. Ca să vedeți diferențe, da? Deci, bull market și bear market. Noi am avut o grămadă de proiecte. Haideți să vă arăt Doge-ul. Doge-ul, da? Deci priviți, aici începe în noiembrie anul trecut. Mamă, ce cădere. Stați așa să vedem vârful de piață la Doge. Jesus! A fost unul... Puh. Deci Doge-ul are o cădere, Doamne ferește. Deci Doge-ul a căzut 92%. Da? Iar acum dacă îl dăm așa, îl zoomăm un pic. Doge-ul este în bull market din octombrie 2022, când a crescut 171%, iar acum, raportat la acea perioadă, este 79%. Deci cine ar fi cumpărat Doge în octombrie, acum era 80% plus, dacă nu vindea la vârf de piață. Dragilor, este Moș Nicolae, vă recomand cel mai bun cadou pe care îl puteți face, cursul de tranzacționare de 4 ore. În acest curs, credeți-mă că o să învățați lucruri extrem, extrem de utile și va fi cel mai frumos cadou de Moș Nicolae pe care îl puteți face cuiva sau vi-l puteți face vouă. Vă doresc o zi minunată!